Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o etalare pentru cei născuți în semnul Scorpionului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion pentru iunie 2019. Am amestecat cărțile, am văzut multe, sper să confirme etalarea cărțile pe care le-am văzut, dar înainte de a începe etalarea propriu-zisă, trebuie să vă arăt o carte care a vrut să se arate. A sărit. Evident că a vrut să fie remarcată. Și ce este? Sursa. Sursa este soarele, este divinitatea, este focul pur, este energia divină, este dragostea adevărată. Pentru unii dintre voi sunteți chemați să vă conectați la sursă, la divinitate, într-un fel în care nu ați mai făcut-o până acum. Și ce înseamnă asta? Să renunțați la energia negativă, să renunțați la umbră, pentru că sunteți chemați să intrați în lumină, în foc. Acolo ardeți tot trecutul și vă transformați întreaga viață într-un fel care poate nici nu ați visat. Bănuiesc că este pozitiv, având în vedere ce? Energia aceasta. Dumnezeu este cartea care reprezintă ființa superioară sau absolutul sau centrul acestui sistem în care noi locuim. Este o invitație a vă centra și a vă descoperi focul interior, divinitatea unii dintre voi. Evident, pentru unii, la modul simplist, poate să aveți de-a face cu un semn de foc. Dar, în acest context, această imagine aduce aminte de soare, reprezintă trezirea la spiritualitate, reprezintă bucurie, reprezintă tot ce este mai bun. Tot ce este mai bun. Cărțile le-am amestecat, dar având în vedere că acum pun această carte printre ele, le mai amestec încă o dată. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, iunie 2019. Ok. Acum să tăiem cărțile. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, iunie 2019. Ok. Începe. Patru cărți. Bucurie, că tot am vorbit de bucurie. Petrecere. Schizofrenia. Am mai avut, nu în aceeași poziție, dar am mai fost unde, cred că pe la Gemeni. Rebelul și vină. Cine? 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 Cine vă strică starea de bine? Ciudat. Interesant. Și iar, și iar, da? E clar că sunteți invitați să vă conectați la sinele vostru superior, la Dumnezeu. Asta este importantă. La inocența ce este prezentă în fiecare din noi, inclusiv în voi, chiar dacă uneori, da, scorpionii și toți cei cu planete în scorpion, că doar am și eu, avem o latură mai întunecoasă. Uneori ne arătăm. Ia uite, ce cărți frumoase! Aveți master, aveți învățătorul, aveți... cer scuze, sper să nu fiu totuși afectată. Așa, aveți... profesorul și existența, magicianul. Sunteți invitați, vai, da, ce frumos, după ce vă conectați, da, după ce amânați multe lucruri și învățați să vă conectați la intuiția voastră, să înțelegeți ce în spatele lucrurilor, să vedeți secrete, anumite chestiuni care țin de, eu știu, secrete ale ezoterice, așa simt eu. Începe să faceți mici pași într-o direcție, într-o nouă direcție. Acesta este unul și să manifestați o nouă cale, o nouă viață, o nouă direcție. Și o manifestați, treceți de la magician la marele învățător. Ori aveți o ființă într-o dimensiune superioară care vă ajută foarte mult. Foarte mult vă ajută să vă transformați viața, pentru că magicianul transformă, dar să intrați într-o nouă existență, într-o nouă dimensiune a ființei voastre. Prin intuiție și pas cu pas. După ce ați amânat multe lucruri. Iar văd aici, în spatele iluziilor, începe să vedeți și voi în spatele iluziilor, în spatele suferinței, de fapt, ce a fost? A fost o lecție, a fost o lecție de viață. Și ați amânat un spor,
Iar aveți aici 9 de monede, poate să fie o fecioară sau un semn de pământ, taur, capricorn. Așa, ați amânat foarte multe. Pentru că n-ați vrut, probabil, unii dintre voi să vă ascultați vocea interioară. Dar, în momentul în care începeți să o ascultați și să vă conectați la sursă, pas cu pas începe să manifestați o nouă viață. Intrați într-o nouă dimensiune. Într-o nouă dimensiune care vă poate aduce într-o poziție de masterat, de superlativ în profesia voastră sau eu știu în ce vreți să urmați, ce v-ați dori. Poate sunt visuri la care nici n-ați îndrăznit că să sperați că le veți putea materializa vreodată. Și asta, în condițiile în care vă conectați la ce inocență și sursă, copilul interior, soarele, divinitatea, Dumnezeu. Și mă bucur că la capătul acestui set aveți cărți atât de pozitive în contextul în care acestea nu arată prea bine. Dacă inițial am crezut că este o petrecere, văzând sursa, da, aveți șanse să petreceți, dar pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, trebuie să rupeți lanțurile, că aveți rebelul care își rupe lanțurile. Rupeți lanțurile de un trecut, de un trio. Poate cineva în trecut, asta înseamnă trei de cupe, poate să fie și un trio. Ați fost voi doi și cineva a intervenit în relația voastră la un moment dat. Da? Și evident că această situație v-a creat mari tensiuni mentale. Mari tensiuni mentale. Și în cazul în care, evident, nu e obligatoriu ca scorpionul să se fi dus, dar este și posibil, da? În cazul în care a fost o situație de genul ăsta, apare starea de vină. Da? Unii dintre voi, Soare, Lună, Venus, nu contează ce, vă simțiți foarte vinovați că nu ați procedat ca lumea. N-ați procedat corect într-o direcție. Dar nu uitați ce aveți aici. Conectați-vă la inocența voastră și la divinitate, la Dumnezeu. Acolo vă este bucuria. În copilul interior, acolo găsiți înțelepciunea, acolo puteți să manifestați, da? În momentul în care vă conectați la vocea interioară, momentul în care vedeți dincolo de iluzii, dincolo de iluzii, aveți și patru de spade. Unii poate încerca să vă vindecați după o situație mai neplăcută, un trio dacă chiar a fost, da? Și amânați fructificarea unui proiect, a unei evoluții, a unei evoluții. Poate n-ați vrut, ați refuzat să vedeți în spatele iluziilor, în spatele suferinței ce este. E o lecție, am zis. Și lecția este să vă regăsiți pe voi, divinitatea din voi, soarele, bucuria. Adesea scorpionii, orice planetă ar avea, au tendința să rămână foarte mult în trecut, să rămână pe malul lacului, să rămână în noroi, în acele gânduri de vină, de nebunie mentală, de blocaje mentale. Da, sunt semne foarte puternice. Nu contează planetele, dar acolo unde e o planetă în scorpion este energie foarte puternică și totuși cu o puternică tendință către negativitate. Și mă bucur că apare această carte chiar alături de... Uitați-vă și voi, uitați-vă și voi. Parcă ar fi o dimensiune paralelă, doar îndrăzniți să ce? Să rupeți lanțurile cu un trecut. Acesta e cartea majoră. Este arcana majoră cu numărul 4, uneori similară cu împăratul, semnul berbecului, mai mult sau mai puțin al taurului. Are un foc, da? Reprezintă ce? Focul, focul vostru. Focul vostru și voi sunteți marțieni din file, ca și berbecii, da? Repet, nu contează că sunteți semnul scorpionului sau aveți planete acolo, da? Orice planetă în scorpion e guvernată de Marte. Și Marte este o planetă de foc, da? Deci, rupeți lanțurile cu acest stres mental. Repet, poate unii dintre voi ați fost într-un trio și vă simțiți vinovați. Dar decât să vă simțiți vinovați, rupeți lanțurile și rămâneți în doi. Evident că în trei e deja prea mult.
pentru unii dintre voi. Pentru alții mai există și varianta asta. Să încerc să o exprim și pe aceasta. Vă întâlniți cu cineva cu care vă simțiți bine, dar acest bine vă creează un stres mental. Pentru că sunteți puși să alegeți, similar cu doi de spade, să alegeți. Între ce? Între viața pe care ați avut-o și o posibilă viață mai bucuroasă. Și aici este stresul, aici este stresul mental și vina. Poate că v-ați obișnuit să trăiți într-o viață mai puțin satisfăcătoare și undeva se întâmplă și știu sigur că există situații de genul ăsta, vă simțiți vinovați că sunteți fericiți. Există starea asta de vinovăție că sunteți fericiți, de vinovăție că cineva vă poate face fericit și nu persoana cu care ați plănuit voi, ori căsătorie, ori relație, ori visați la un moment dat o relație, înțelegeți? Și starea de vină. Blocaj mental. Poate că unii dintre voi vă faceți griji dacă această fericire poate să dureze, dar depinde de voi. Evident că având aceste două energii negative, nu veți putea manifesta pozitivitate, bucurie. Da? Trebuie să rupeți lanțurile, pentru că astea sunt lanțurile mentale. Eventual și karmice. Da? Și să manifestați acest vultur, da? Ce dreptatea, curajul. Așa simt acum. Sper să-mi spuneți ce a rezonat cu voi. Din setul acesta de cărți, o să tai în fața voastră și facem o cruce celtică. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, iunie 2019. Central, două de monede. Am văzut și mai devreme moment cu moment. Era similar cu moment cu moment. Deci, pas cu pas, trebuie să vă reechilibrați. Da, trebuie să vă reechilibrați. Poate unii aveți de-a face cu o persoană în semn de pământ. Mai mult sau mai puțin, nu e obligat ca toată lumea să aveți de-a face cu un taur, o fecioară sau un capricorn. Ideea e că sunteți chemați să vă echilibrați în primul și în primul rând financiar. Și de ce spun asta? Pentru că avem aici semnul infinitului. De fapt, este un 8 pe orizontal. Aducea infinit, dar știm că infinitul de fapt e similar, dar nu este chiar așa. Deci, financiar, casa 8-a a Scorpionului. Evident, Scorpion înseamnă foarte mult, dar printre altele înseamnă și banii. Banii voștri și banii altora. Eventual să împărțiți banii cu cineva. Probabil că unii dintre voi nu sunteți obișnuiți să împărțiți sau dimpotrivă v-ați obișnuit să împărțiți și nu știți să fiți independenți. Sunt și cazuri. Da. Depinde de harta natală a fiecăruia. Sunt multe variante. Și evident, în momentul în care vă echilibrați financiar, începe să vă echilibrați și emoțional, că doar stați așa pe această stâncă și parcă e cam riscant. Aveți nevoie de pământ, aveți nevoie de stabilitate ca să vă găsiți echilibru. Altfel, într-un picior, jonglând aceste două situații, relație, că doar a apărut și 3 de cupe, da? Poate jonglați între două relații, poate jonglați între muncă, carieră și dragoste și vă este greu să alegeți. Da. Ce vă blochează sau ce provocarea? Justiția. Justiția poate să fie semnul balanței, mai mult sau mai puțin, poate să fie semn de aer și asta e mai mult sau mai puțin, este nevoia de dreptate. Într-o situație poate să fie și divorț, poate să fie și un avocat, o situație în tribunal, în privința poate a unor bani, că vorbim de bani de echilibrare financiară, poate la job unii aveți de-a face cu niște situații legale sau ilegale, da? Și trebuie rezolvate în tribunal cu un avocat conform legii. Pentru unii, justiția reprezintă balanța și balanța aceasta este casa relațiilor.
Trebuie să vă echilibrați financiar ca să vă puteți echilibra și relația. Da? Probabil că trebuie să vă doriți și voi să participați în relație la modul egal, cât de cât egal. Sunt multe variante. Emoțional, financiar, vreți să participați și aici, echilibrarea voastră sau dezechilibrul vostru financiar și emoțional provoacă relația în sine, în manifestarea ei. Înțelegeți, da? În trecutul îndepărtat, valetul de spade. Unii dintre voi poate ați avut a face cu un semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Dar valetul de spade înseamnă foarte multe. Înseamnă și o persoană care spionează. Sau ori voi ați spionat pe cineva, ori cineva va spiona pe voi. Dar știm foarte bine că scorpionii au darul ăsta de a urmări cu atenție oamenii cu care au de-a face. Nu contează zodia. Orice planetă în semnul scorpionului atrage un mic spion. Avem un spion în noi. Ăsta e adevărul. Fiecare îl manifestă în felul lui. Unii urmăresc pe internet, alții, eu știu, persoana, ce face, unde se duce. Alții îi dau șanse în relație, așa, aparente șanse, ca să studieze reacția persoanei. Da? Un fel de a înțelege, pentru că vorbim de spade, de înțelegere, da? E un studiu. Dar evident, valetul de spade înseamnă și comunicare. Comunicare uneori cam fiind spade directă, poate să fie mai imatură, pentru că este un valet, da? Valetul în general are intenții bune, dar știți, drumul către iad e pavat cu intenții bune. Nu știu de ce mi-a venit această zicală în minte, dar probabil că uneori trebuie să fim atenți la felul în care vorbim, pentru că noi cu planete în scorpion, de care ori fie ele soare, lună, Venus, ascendent, uneori rănim cu cuvintele noastre sau chiar cu necuvintele, cu tăcerea. Deci cavalerul de spade reprezintă comunicare, cu alte cuvinte, pe internet, față în față, la telefon și, evident, un pic de spionaj. Trecutul apropiat. Wow! Iar a apărut 8 de spade, similar cu acea stare de vină pe care am descoperit-o mai devreme. Sunteți oarecum blocați mental. 8 e casa 8 a scorpionului. Eu simt că aceste două cărți vă reprezintă mai mult pe voi. Acum că aveți de-a face cu un semn de aer, poate să fie adevărat, poate să nu fie, pentru că nu toți scorpionii au de-a face cu un semn de aer. Poate un semn de aer din trecut, pentru că vorbim de trecutul îndepărtat, da, gemeni, balanță, da, sau vărsător, un semn de aer cu care ați comunicat, poate un pic mai tăios, din niște motive, probabil că nu v-au echilibrat financiar și emoțional, da, v-a creat o stare de disconfort, de blocaj mental, o suferință. Suferința asta e casa 8-a scorpionului. De multe ori o asimile scorpionului, pentru că scorpionul are tendința să rămână în aceste gânduri negative. Are tendința. Deși, revin, mă bucur că am văzut acel soare. Poate cineva în semn de foc totuși sau vine viața voastră sau... se întâmplă o schimbare. În fine, să vedem în continuare. Deci astea sunt energii ale trecutului, da? Energii ale trecutului. Valetul și 8 de spade. Evident, 8 cu 1, 9, iar griji, griji, griji. În viitor, vai, 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 ce-mi place! Iar a apărut soarele. Deci energia care vă va guverna în această lună, iunie. Deci iunie are surprize pentru toți, inclusiv pentru noi cu planetă în scorpion. Mă bucur mult. Soarele. Am spus și repet. Copilul interior. Poate să fie un copil pentru unii. Mai mult sau mai puțin. Poate să fie semnul leului. Și asta, mai mult sau mai puțin. Este cea mai pozitivă carte a tarotului.
Mai pozitivă de atât nici nu se poate. Cu acest cal mă gândesc că mergeți mai departe, vă descoperiți o nouă direcție, vă echilibrați financiar și vă descoperiți o nouă direcție. Și pentru că 8 iar înseamnă foarte mult, înseamnă și transformare, da? Aici pe orizontal vă transformați. Și unde? Pe orizontal, aici în 3D, vă transformați viața în 3D după ce aveți o trezire, aveți o inspirație, vine cineva în viața voastră și vă bucură nespus de mult. Poate să fie trezirea la o viață spirituală și e nemaipomenit pentru că scorpionii au tendința de a căuta lucrurile ascunse, da? Dar uneori în direcții nu tocmai bune. Interesul pentru ocultism, către aspectele sau lecturile ezoterice, uneori ne poate trage într-o zonă mai negativă. Dar e soarele aici și e mare lucru, mare lucru. Cred că s-ar putea unii dintre voi să, nu știu de ce mi-a venit așa mesajul acesta, văd acel drapaj roșu, da? Aici. Cred că ține și de o energie sexuală care se transformă. Poate e o persoană, poate e un moment de inspirație, ceva se transformă în viața voastră, avem 8, da? Și avem roșu, viață. Și sexualitate. Probabil că sexualitatea voastră deja se transformă într-o nouă direcție. Mai pozitivă, mai spirituală. Rămâne de văzut. Evident că poate să fie vorba și de bani, că doar încercați să joglați două situații și reușiți. Dacă unii aveți niște chestiuni în tribunal de rezolvat, cu acest soare e clar că e de bine. Mai devreme sau mai târziu de bine. Orice situație ar fi, este spre binele vostru. Viitorul apropiat, vai, vai, asul de spade, iar spade, dar asta e uneori, cărțile vin și cu mesaje pozitive, asul de spade, un început, în adevăr, în dreptate, în justiție iar, dacă e vorba de justiție, dacă e vorba de relație, poate să fie cu un semn de aer, mai mult sau mai puțin, că nu toată lumea au de-a face cu un semn de aer, dacă nu e semn de aer, e pur și simplu un început în adevăr, în dreptate, în lumină, în victorie. Victoria minții și nu doar a minții, a spiritualității, pentru că avem soare, într-o situație, posibil că tăiați cu trecutul, unii dintre voi, da? Sabia aceasta taie, dar taie ca să facă dreptate, are două tăișuri, da? Doare, dar și vindecă. Un început. În dreptate și înspre fericire. Așa văd acum. Sfatul. 10 de spade. Vai, dar câte spade, câte spade, dragii mei, scorpioni. Soare, lună, Venus, ascendent în scorpion. Semn de aer, iar. Dar nu cred că e semnul de aer. Poate să fie evident. Dar cred că sunteți voi. Lăsați în urmă acest tăiați cu acest trecut. Tăiați cu acest trecut. Voi știți care e trecutul. Dar tăiați cu acest trecut care v-a adus dureri crunte, trădări, suferință imensă. Ați fost ca și morți. Din punct de vedere, poate, unii dintre voi financiar, alții emoțional, alții chiar spiritual. Alții chiar spiritual, pentru că a stat într-o vibrație foarte negativă, având de-a face cu cineva care v-a creat multe, multe probleme. Tăiați cu trecutul și manifestați această viață în adevăr, în dreptate și într-o spiritualitate, bucurie. Reușiți să renașteți ca un adevărat fenix, că doar fenixul reprezintă ce casa 8-a scorpionului. Agvila este semnul vechi al scorpionului. Agvila, da? Ieșind din foc, iar Marte este planetă de foc, da? Exterior, 3 de bâte, semn de foc, iar
mai mult sau mai puțin berbec, săgetător sau leu. Leu. Dar cineva de la distanță, de la un drum, de peste o apă, poate să fie și de peste hotare, pentru că adesea 3 de băte pentru mine este casa, este semnul săgetătorului. Poate să fie și de aproape, da? Că avem 3. Casa a treia comunicării. Comunicați la distanță cu cineva. Știu, nu sunt, nu e 8 de bâte, dar eu simt că e vorba de comunicare și începe să vedeți viitorul cu alți ochi. Pentru că această persoană, într-un fel, începe să vă influențeze viața. Cineva de la distanță. Repet. E o persoană pasională. Poate voi îi așteptați, poate ei vă așteaptă. Este nevoia de a călători mai aproape de cineva. Și e bine că e în poziția exterioară, da? Influență exterioară. De ce vă este frică? Vai, de îndrăgostiți. Semnul gemenilor, dar nu e obligatoriu. Nu toți îndrăgostiții reprezintă semnul gemenilor. Este sufletul vostru pereche, flacăra voastră geamănă, acea persoană care vă completează în toate. Și mental și emoțional, da, vă completează, vă echilibrează și financiar și spiritual și vă face cei mai fericiți. Vă este frică cumva unii dintre voi că, da, că dacă v-ați avut stresul ăsta, 8 de spade, că poate nu sunteți suficienți de buni. Scorpionii au și uneori momente de neîncredere, deși ei sunt foarte puternici în orice domeniu ar activa, oriunde ar fi acea casă, acele planete, da? Este o teamă, poate că nu vă veți întâlni cu jumătatea voastră, că nu o veți manifesta, dar eu zic că este o teamă a trecutului, pentru că aici sunteți chemați să lăsați în spate trecutul, să vă ridicați deasupra acestor 10 de spade, să renașteți, da? Să vedeți răsăritul. Să vă ridicați odată cu răsăritul, cu soarele, da? Răsăritul și soarele. Asta e o teamă datorată energiilor trecutului. Înțelegeți? Probabil unii dintre voi trebuie să alegeți o alegere importantă în dragoste. Între o persoană din trecut, și atunci iar avem de balans, da? Și o persoană care e aici, în viața voastră, într-un fel sau altul, de la distanță, că avem semn de foc și forță și influență exterioară, că e aproape, că e departe, voi știți? Ideea este că îi așteptați, vă așteaptă, e nevoia de a călători mai aproape sau, eventual, să vedeți viitorul cu alți ochi. Ce vă doriți? O fecioară? O fecioară. Pentru unii dintre voi, poate vă doriți o persoană în semnul fecioarei. Simplu. Alții vă doriți să vă descoperiți lumina interioară. Poate unii dintre voi aveți nevoie, aveți lumină și adevăr aici, da? În viitor apropiat și viitor îndepărtat, să zic, ca și energie care guvernează întreg iunie. Vă doriți să înțelegeți niște aspecte profunde ale voastre, să vă redescoperiți, da? Să vă ridicați din această stare, să vă redescoperiți soarele, lumina, să vă răspundeți la niște întrebări existențiale, foarte profunde. Poate unii dintre voi aveți nevoie de un pic de liniște, să vă izolați un pic, să stați voi cu gândurile și emoțiile voastre, dar nu emoțiile vechi. Să le analizați corect și să manifestați dreptate. Repet, să tăiați cu un trecut, că doar aveți 10 de spade, iar. Poate unii dintre voi simțiți nevoia să mergeți la mănăstire, să vorbiți cu un călugăr, cu un preot. Bine, nu-i preot, dar e călugăr, clar. Poate voi simțiți nevoia să vă... Scorpionii? Chiar dacă o energie sexuală foarte puternică și foarte intensă, uneori trec în extreme, da? De-aia sunteți chemați să vă echilibrați. Trec în extreme. Se izolează. Intră într-o stare de... asceză.
Dar la modul foarte simplu, poate așteptați pe cineva în semnul Fecioarei. Avem și numărul 9. Da. Nou spiritual. Acum simt nevoia să citesc un semn. Avem aici cele două triunghiuri. De foc și de apă, feminin și masculin. Cred că unii dintre voi vreți să înțelegeți partea aceasta cu povestea, flăcările gemene, Divine Masculine and Divine Feminine. Și nu doar că vreți să înțelegeți. Aveți o bâtă de foc, vreți să manifestați un nou început în care viața voastră va include sau va manifesta aceste două energii. Și la nivel personal, adică voi să fiți și feminin și masculin, și la nivel relațional. Adică să vă găsiți acea persoană. Da? Și aici e alegerea, aici e provocarea. E o provocare. Vă este frică să nu greșiți, să alegeți greșit. Dar cu acest soare, cu acest as de spade și cu eremitul care vă va inspira, eu zic că o să alegeți corect. Patru de spade. Vreți să vă vindecați, repet, unii. E similar cu eremitul. Vreți să meditați la un trio din trecut, la niște rând din trecut. Trio poate să fie și la locul de muncă, dar nu neapărat sentimental. Vreți să meditați. Încă în iunie, poate unii dintre voi, înainte de a lua această sabie a dreptății, da, e aici, trebuie să vă gândiți bine la trecut. Da. Trebuie să vă gândiți bine la trecut. Dar veți fi inspirați, pentru că asta înseamnă inspirație divină și ați avut și sursa. Mă bucur foarte mult. Începeți să renunțați la trecut. Renunțarea este grea, dar nu imposibilă. E un proces care poate să dureze și ani. În cazul în care nu ați început acest proces, poate să dureze și luni. Sau poate să dureze un singur moment de inspirație divină. Momentul în care vă întâlniți flacăra geamănă și vă întâlniți cu ea față în față și vă priviți ochi în ochi. Da. Și după ce vă gândiți bine-bine, începeți comunicarea, poate chiar călătoriți, că avem și trei de bâte, iar altă carte care reprezintă călătoria la distanță peste o apă. Sau dacă nu e peste o apă, mergeți, avansați un pic, mergeți mai departe cu relația respectivă, cu viața voastră, mergeți către ce? Iar 8 august, 8 e scorpion, iar o latura voastră pasională, bâte, reprezintă ce? Sexualitate, poate unii comunicați foarte pasional cu cineva la distanță. Da. Aici, iar, doi de spade, decizii, cum am zis mai devreme, decizii. Poate în legătură cu o situație la locul de muncă, care trebuie să se echilibreze și să vă echilibreze financiar. Și să vă echilibreze financiar, pentru că aveți, vai, ceva în viața voastră s-a întâmplat de curând. Trei de monede, semn de pământ, fecioară, taur sau capricorn, la fel toate celelalte semne de pământ. Trei de monede, colaborare. Un proiect cu cineva. Poate unii dintre voi așteptați un ajutor financiar din partea cuiva, pentru că ați avut niște probleme financiare, a trebuit să puneți bani deoparte. Pentru ce? Pentru vindecarea voastră. Pentru vindecarea voastră dintr-o situație, dintr-o ruptură, da? Care a venit brusc, pur și simplu. Poate cu un semn de foc să fi fost, da? O aventură cu un semn de foc. Așa, dar poți să mai citești și altfel cărțile. Pot să citesc și altfel. Hai să le pun în ordine cum au venit, da? Da? O decizie. Și o decizie care ține de intuiția voastră. Să ascultați vocea interioară, cum am spus la începutul videoclipului. Poate să fie în legătură cu un semn de pământ, pentru că apare în poziția dorințelor pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Semn de pământ. Așa. Cu care poate vreți să colaborați, vreți să aveți o relație echilibrată. Sau un semn de pământ vrea să aibă o relație echilibrată cu voi. Poate să fie și varianta asta, viceversa, da?
Ori ei, ori voi, ori amândoi țineți unul de altul, că acest patru de monede e o persoană care ține, nu vrea să-i dea drumul. Da? Nu vrea să-i dea drumul. Pentru că acest semn de pământ, sau dacă nu e semn de pământ, este semnul vărsătorului, că avem două cărți care reprezintă vărsătorul, așa, arată de ca și când este persoana pe care v-ați dorit-o toată viața. Reprezintă împlinirea tuturor dorințelor această stea. Pentru unii dintre voi, sunteți voi o persoană publică, poate sunt ei o persoană publică, sunt ca o steluță, o stea, la nivel local sau, eu știu, la nivel zonei în care își desfășoară activitatea. E o persoană care a venit brusc, a apărut brusc în viața voastră, într-un mod neașteptat, cam bătăioasă, luptă să își manifeste aventura vieții sale. Poate să fie și semn de apă, nu neapărat voi, alt semn de apă, cu acest 9 de cupe, pe care l-am văzut și mai devreme. Sunt multe variante de a interpreta cărțile, dar cred că, mai presus de toate, important este să luați o decizie în legătură cu cineva care vă poate echilibra viața. Și financiar și din toate punctele de vedere. Eu persoană, avem și steaua, avem și soarele, avem leul și vărsătorul. Aceste două poziții se atrag. Cam atât acum, pentru că vreau să trec la următorul capitol. Văd că am o albinuță, sper să mă lase să-mi termin etalarea. Okay. Din cartea acestui tarot mai special, intim, din setul acesta de cărți, au vrut să sară câteva. 4 de monede, iar semn de pământ și un 5, o să-l vedeți mai târziu, iar semn de pământ. Ori voi aveți planete în semn de pământ, ori aveți de-a face cu cineva în semn de pământ. Ori trebuie să vă împământeniți într-un fel. Ideea este că 4 de monede arată cum că o persoană din cele două e un pic reținută în felul în care se dăruiește. Mai degrabă partea feminină e reținută. Da? Partea masculină ar dori să ofere plăcere, dar cea feminină e un pic nu e foarte deschisă. Probabil că îi mai trebuie ceva timp. Trebuie să fie convinsă. Poate că este un pic teamă. Cartea aceasta se numește Plăcerea. Și suntem sfătuiți sau ni se aduce aminte că plăcerea este ca un cărbune fierbinte. Nu face foc, dar frige. Probabil că cineva din preajma voastră vă reaprinde pasiunea, dar vă este teamă cumva că veți fi arși. Că poate la nivel, din punct de vedere sentimental, emoțional, ați mai fost arși în alte relații. Și aici este o teamă, o reținere, înțelegeți? O reținere să ce? Să o luați de la zero într-o relație. Într-o privință, evident. Relațional vorbim, emoțional, sexual. Ați avut și eremitul. Poate unii dintre voi ați fost într-o perioadă de singurătate îndelungată. Și sunteți invitați acum, într-un fel sau altul, să 4 înseamnă stabilitate, să puneți bazele unei relații. Da? Și să o luați de la zero. 5 iar înseamnă în acest set de cărți înseamnă că avem puterea să
Ne transformăm visele în realitate. Reprezintă acel act de magie între cei doi îndrăgostiți, reprezentat de trandafir și de muzică. Poate unii dintre voi veți primi flori și dedicații muzicale, poate alții vreți să faceți niște dedicații muzicale și să oferiți flori persoanei dragi ca să îi arătați că vă doriți să evoluați de la acest 4 către 5 și apoi către 6 de monede, dar relație echilibrată. Cineva, e clar, repet, poate să fie cu planete în semn de pământ, dar neobligatoriu, cineva vrea să se implice, cred că mai degrabă partea masculină, să se implice mai mult în a vă oferi niște gesturi de dragoste. O să pun cărțile la loc, să mai amestec încă un pic și vom vedea ce apare. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, iunie 2019. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, iunie 2019. Ce vă doriți? Ce își doresc ei? De ce vă este frică vouă? De ce le este frică lor? Ce vă doriți? Steaua. Steaua a apărut și mai devreme. Este clar că e cineva în preajma voastră. Ba nu, am greșit. Dar probabil că totuși e ceva legat de o stea. Nu. Cartea aceasta seamănă foarte mult cu steaua în setul clasic. Este temperanța. Temperanța înseamnă ce? Înseamnă vindecare. Înseamnă vindecare spirituală, energetică și, evident, odată vindecați energetic, inclusiv sexual, că vorbim de sexualitate, sunteți, vă pregătiți pentru o nouă relație în care actul sexual va fi desfășurat după alte coordonate și, în primul rând, veți fi vindecați în momentul în care veți fi cu persoana iubită. Înțelegeți? Temperanța. Temperanța, după cum vedeți, are două vase cu apă. Într-unul există un trandafir. Este relația. Relația în sine dintre voi doi. Sunteți chemați să vă echilibrați emoțional. Poate sunteți un pic dați peste cap. Da? Poate cineva trebuie să ofere mai mult în relație și nu a oferit suficient. Până acum, probabil, doar a primit. Poate trebuie să oferiți voi, pentru că a apărut în partea voastră. Ideea este că trebuie echilibrat emoțional această relație. În această relație, unul primește mai mult și celălalt dăruiește mai mult, evident. Și trebuie să echilibrați un pic emoțional. E o alchimie aici. Este foarte posibil ca în momentul în care voi începeți să oferiți emoțional, da, acest trandafir să crească într-un mod miraculos, magic. Ce își doresc ei? Magicianul. Wow! Magicianul. Temperanța în general e săgetător, dar nu e obligatoriu. Magician este berbec, repet, nu e obligatoriu. Poate să fie și geamăn, poate să fie și fecioară, pentru că sunt guvernate de Mercur, da? Magicianul e Hermes. Persoana cu care aveți de-a face, deși puteți să schimbați pozițiile, își dorește să manifeste un nou început. Ați avut și nebunul mai devreme, da? Zero. Își dorește să manifeste un nou început. Că sunteți voi, că sunt ei, veți afla pe parcursul lunii. Această persoană are toate instrumentele necesare, toate resursele. Are și emoții, are și bani, are și pasiune, are și înțelepciune. Și are și o forță, nu știu, are și divinitatea. Sunt conectați cu latura lor spirituală,
posibil mai bine decât voi. Dar voi trebuie să învățați acum să vă conectați, pentru că temperanța ține de spiritualitate. Poate sunteți chemați să vă temperați un pic, aveți multă pasiune pentru cineva și sunteți rugați să vă temperați. De ce vă este frică? 4 de cupe. Este o energie magnetică între voi doi. Este o energie magnetică și cred că această energie foarte puternică dintre voi doi, avem aici un magnet, da, vedeți? Undeva vă provoacă să tăiați cu trecutul, avem și o foarfecă. Probabil această persoană e din trecutul vostru și vă mai caută. Și sunteți chemați să renunțați, să tăiați această energie din trecut. Poate că ei sunt atrași ca un magnet de voi și voi sunteți, după cum vedeți, o persoană nu se uită, nu se uită în altă direcție. Voi vă gândiți totuși la această persoană și din trecutul vostru vă mai apare câte cineva și trebuie să tăiați cu trecutul. Și fiind în poziția fricii, probabil că vă este teamă că nu veți tăia, dar v-a apărut asul de spade. Și cred că veți avea puterea să tăiați cu trecutul. De ce le este frică lor? De soare? Vai, soare a apărut și mai devreme la voi. Le este frică că nu vor fi fericiți, dar își doresc să manifeste acest început. Au toate instrumentele. Poate le este frică, cumva, că nu sunt suficient de buni, de atrăgători, de strălucitori pentru voi, ca să stea drept, sincer și fără complexe, fără ocolișuri în fața voastră. Soarele este cea mai frumoasă energie, dar aici este în poziția fricilor și ține evident de sexualitate. Poate le este frică, într-un fel, dacă au fost după o lungă perioadă de singurătate, în care s-au vindecat, dacă a apărut 4 de spade, ați avut eremitul. Dacă este după o perioadă de singurătate, de izolare, probabil că le este frică, că nu veți fi fericiți cu ei. Le este frică că încă vor trebui să fie sinceri, să se descopere în fața voastră și probabil încă mai au niște traume, încă mai au niște răni, niște complexe, unii dintre ei sau dintre voi, am zis că puteți să schimbați pozițiile. Dar așa cum voi trebuie să renunțați la trecut, și ei poate că au renunțat, dar încă au niște cicatrici emoționale. Și poate niște nevoi sexuale intime foarte puternice și nu știu dacă le îi veți satisface sau ei vă vor satisface pe voi. Dar e vorba de lumină, e vorba de a sta în lumină. Ca două stele. Aici este o chestiune de valoare, în sensul că n-au încredere că merită această dragoste sau că meritați. Eu cred că e vorba de ei. Simt că e o dragoste unică, fiind soarele. Probabil că simt că sunteți, unii dintre voi, nu doar suflete perechi, chiar suflete gemene. Și există frică. Există frică între sufletele perechi, între sufletele gemene. Da, a fost un trio cândva. Unii dintre voi experimentați un trio. Avem un as de băte și avem un 3 de spade. Unii dintre voi sunteți într-un trio și aici este o frică. Evident, nu toată lumea.
va trebui unii dintre voi să renunțați la această persoană care stă în umbră și privește cum vă simțiți bine cu noua persoană. Și are o chestiune care ține de comunicare frumoasă prin muzică. Prin muzică. Cum pe scurt, deja au trecut, vai, 50 de minute. Scorpion, soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion. Ce avem? Primește dragostea cu apreciere. Primește dragostea cu apreciere și aveți răbdare. Luați o șansă sau luați-vă șansa de a iubi, pentru că vai ce frumos aveți, dragostea atrage dragoste. Luați-vă șansa să iubiți și să nu uitați că atunci când iubim, viețile noastre ni se schimbă definitiv. Și ce aveți? Unirea a două inimi, Twin Flame, este similar cu flăcări gemene, o legătură de dragoste care trece de orice explicație. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă doresc dragoste, pace și creștere spirituală. La revedere!